Vă salut, prieteni! După ce am văzut clipul lui Claus în care a prezentat obiectele pe care, deși le avem, nu le purtăm cu noi, mi-am adus aminte că și eu am o mulțime de astfel de obiecte, dar astăzi vreau să vă prezint unul pe care, atunci când l-am făcut, țineam foarte mult să îl am și spuneam că o să-l port în kitul meu de ieșit. Este vorba de un kit de cusut făcut după un model văzut pe YouTube, model care am înțeles eu că se folosea sau era obișnuit în perioada anilor 1800. Este făcut din blugi și dacă vă uitați, este compus din două părți. Aici este un buzunar, da? Și această bucată este dintr-una îndoită aici și cusută aici pentru a face un buzunar în care țin mai multe lucruri pe care vi le arăt imediat. Iar aici este o perniță făcută dintr-o bucată de piele. Rolul acesta este să împiedice acele care sunt prinse aici, să înțepe să iasă afară. Deci spuneam că pernița aceasta este făcută dintr-o bucată de piele și o bucată de burete din acela de spălat vase. Este cusută înăuntru, iar aici sunt înfipte mai multe ace de diferite mărimi. Aici am un ac de siguranță mai mare, iar în buzunaraș am ață de cusut albă și neagră, este ață din aceea de cizmărie foarte tare. Am iarăși o bucată de piele cu o gaură aici care se pune așa pe deget pentru a putea împinge în ac atunci când coși. Nu prea o folosesc, dar am făcut-o pentru a fi în kit. De asemenea, am iarăși mai multe ace de siguranță, sunt prinse înăuntru pentru a nu se risipi. De diferite mărimi sunt acele, iar aici, ia uitați, ace de siguranță, o agrafă din aceea de prins părul. Aceasta se poate folosi să bagi ață sau un jnur în timpul unui material. Iar aici este un alt set de ace. Pentru cusut. Așa. Aici ace și o agrafă din aceea de papetărie. În partea aceasta avem o sfoară care ajută la legarea împreună a kitului. Am pus în interior acele și ceea ce mai aveam în kit și vă arăt cum se închide. Deci, materialele stau aici. Acele stau pe această pernă, se închide așa, după care se leagă cu această sfoară pentru a sta cât mai compact. Așa arată închis, este compact, este ușor, este bine să-l avem în rucsac, dar
Personal nu l-am purtat niciodată până acum cu mine. Astăzi l-am luat doar să fac un filmuleț, să vă prezint și vouă. Deși nu l-am purtat în rucsac niciodată, l-am folosit de foarte multe ori pentru că toți să cureți toate trestuțele și aproape toate că am și cumpărate, majoritatea în care îmi țin echipamentul din rucsac, le-am făcut personal cu acest kit. Acesta este kitul de cusut, de reparat echipamentul pe care am vrut să vi-l prezint. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!